E timpul iar? Da, a trecut o săptămână, că ca de obicei sunt vreo două, pentru VERSUS! Cred că erați aproape la fel de curioși și de interesați să vedeți cine a câștigat între Legolas VERSUS Star-Lord, la fel de interesați ca la Thanos și Thor, cred, nu? Da. Pe acolo, hai că știu, lasă! De când i-am extras data trecută și am scos și scenariul din A Quiet Place, în care dacă scoți un zgomot ești atacat, dacă cu cât e mai mare zgomotul, cu atât înseamnă 100 de milioane de monștri, destul de greu de omorât, poate mai ușor pentru Star-Lord, într-adevăr, pentru că îi dăm și jetpack-ul ăla, mă rog, cizmele alea cu jetpack, cu rocket boots, cu rachete, whatever, mă rog, poate să zboare, nu știu ce, și are și gen pistol sau ce dracu e aia cu gen laser. Ok, mă simt foarte bătrân acum. Pistol cu laser. Mă rog, de când i-am extras și am extras scenariul, am zis ok, clar, și eu m-am gândit, bă, Legolas are mai multe șanse, dar voi, ca de obicei, aveți niște argumente foarte bune și pentru Star-Lord și pentru Legolas. Bineînțeles, au fost mai multe pentru Legolas, au fost mai multe voturi pentru Legolas, pentru că este și... Dar nu știu dacă e mai popular, pentru că acum avem Star-Lord mult mai nou, mai modern, mai nu știu ce. Adică aș zice că totuși au fost justificate cele mai multe voturi pentru Legolas. Pentru că, uite, de exemplu, pentru Legolas, Cosmin Proca, pentru că nu cred că l-am menționat până acum, și Andrei Hammett au avut niște argumente foarte bune, care, mă rog, au fost mai multe, care au spus cam același lucru. Majoritatea au spus cam același lucru când vine vorba despre Legolas și faptul că poate să meargă, să alerge, să sară, să fie, pur și simplu să nu se audă deloc în momentul în care nu vrea să se audă, da? Chiar și dacă trage cu săgeata, adică cred, cum pare eu, că poate să tragă cu săgeți, să sară, să se lupte, să nu știe, și să nu se audă aproape nimic, oricât de șmecher ar fi la auz monștrii aia, e un avantaj incredibil. Și atunci normal că să spunem că ăștia doi, dar și alții, au menționat mai mult o contră a argumentelor, uite cum a fost Gabriel, care a zis pentru Star-Lord o chestie foarte bună pe care au zis-o mai mulți, foarte bun argument, că Star-Lord poate să facă foarte multă gălăgie pentru că ar chema toți monștrii acolo. El poate să se ducă, super sus, să n-ajungă monștrii la el, și dacă sunt 50-100 de extraterestri, de monștri din aia, Legolas, oricât de stealth ar fi el, oricât de neauzit, de bine, de camuflat din punct de vedere al auzului ar fi, ar da peste el din greșeală, adică ea ar ataca orice zgomot. Și ăsta, Star-Lord poate să facă zgomot exact în locurile pe lângă Legolas și ăia n-ar avea cum să mai scape. Pur și simplu să-i evite, da? Ceilalți cu Legolas au băgat o contră la chestia asta, în sensul că Legolas, în primul rând, poate să evite, în sensul de nu se evite dacă e în mijlocul lor, dar poate foarte bine să fie atât de agil încât să nu ajungă Star-Lord să facă chestia asta. Star-Lord poate, fiindu-i și destul de greu să vadă unde e Legolas, deși uite că și Star-Lord poate să vadă, poate, nu știu dacă poate să scaneze zona și să vadă gen după căldura corpului sau ceva. Aș vedea pe Star-Lord să fie în stare să facă chestia asta. Da, uite că întoarce destul de bine. Cei doi cu Legolas, mă rog, și ceilalți cu Legolas au mai zis că ar fi mult prea greu pentru Star-Lord să țină chestia asta atât de mult, pentru că ar fi mult prea agitat și stresat de toți monștrii care ar veni să-l atace. Ok, da, el e mai agitat, e mai impulsiv, e mai nu știu ce, l-aș vedea într-adevăr dând în bară, și chiar dacă e inteligent și să facă un plan, poate l-ar da mai în bară decât un strateg cu foarte multă experiență și foarte agil cum e Legolas. Adică aș vedea într-adevăr, fiind mai inteligent Legolas, încât să contracareze planul foarte bun și cu multe avantaje ale lui Star-Lord, dacă îi dăm și chestia cu scanatul, dacă se gândește la planul ăsta cu să-i cheme pe toți și ăia, chiar n-au cum să ajungă la el, pentru că e foarte sus și pur și simplu stă și n-ar avea niciun stres. Deci vedeți, argumente foarte bune, depinde acum cine scrie scenariul, cât de inteligent îl facem pe ăla, cât de inteligent îl facem pe celălalt, pentru că sunt sigur că Legolas este îndeajuns de agil și de inteligent
să totuși să poată să n-ajungă în mijlocul a 100 de extraterestri. Adică el nu trebuie să stea acolo când vede că ăsta face zgomot în prostie și vin toți după el. Nu, 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 nu o să stea pe loc, o să fugă, o să ducă, o să nu știu ce. Și chiar dacă ăla trage de sus, câte poate să tragă până nul, că nu, poate nu-l nimerește pe Legolas fiind super agil și nu știu ce, care în același timp trage cu arcurile și nici nu se aude de unde trage, nu se aude pentru monștri, mă refer, da? Ok, am analizat foarte mult chestia asta, dar e un scenariu foarte mișto și foarte echilibrat până la urmă. N-aș zice că ar fi meritat Legolas atât de mare diferență la voturi, într-adevăr, adică 121 pentru Legolas și 55 pentru Star-Lord. Aș considera că în foarte multe scenarii de universuri paralele ar fi o diferență foarte mică care eu aș vedea tot înspre Legolas, pentru că îl văd mai agil, mai foarte silențios și mai inteligent. Nu zic că celălalt nu e un strateg bun, dar e mai impulsiv, e mai agitat și e mai zgomotos, cum a zis toată lumea. Cred că ar fi totuși îndeajuns de inteligent să folosească zgomotul în favoarea lui, mai ales să se ducă undeva la înălțime și să facă planul ăla. E destul de greu să contracareze Legolas planul ăla și atunci, pentru planul ăla, și dacă îi dăm și să scaneze exact unde e Legolas, aș zice că e undeva 55-54% pentru Legolas, pentru Legolas și 46-45, poate chiar mai mică diferența pentru Star-Lord. E foarte apropiat dacă îi dăm avantajele fiecăruia, fiind totuși Legolas atât de iscusit și se pricepe atât de bine țintaș și nu știu ce, și silențios să tragă cu foarte multe săgeți înspre Star-Lord, cred că i-ar nimeri ceva, i-ar nimeri o rachetă, o din aia cu o rachetă, un jetpack, dacă are jetpack, mă rog, i-ar nimeri ceva să-i distrugă alea și fiind urmărit, pentru că scoate foarte mult zgomot, fiind urmărit oricum de jos de 100 de monștri, l-ar prinde până la urmă pentru că ar cădea, pentru că i-ar nimeni, poate i-ar da în masca aia, poate i-ar da în chestia care scanează și nu știu ce. Îl văd îndeajuns de șmecher pe Legolas, adică frate, în The Hobbit mai ales, dar și în Lord of the Rings, ați văzut cât de bun e la luptă, cât de șmecher e în luptă, adică frate, e mult prea puternic, agil și da, în orice fel de luptă. Așa că, bun, și voturile au fost foarte mare diferență, n-am cum să schimb, chiar dacă argumentele au fost foarte, foarte bune, mersi Gabriel și ceilalți pentru Star-Lord, dar și ceilalți pentru Legolas, prea mare diferența e la jumate. Deci următorul în semifinale, penultimul care intră în semifinale, pentru că mai îi avem pe ăștia doi de azi, este Legolas. Felicitări! După cum știți, data trecută au mai rămas ăștia ultimii doi în sferturile de finală, adică King Leonidas versus John Wick. Nu am ce să extrag, pentru că ăștia sunt ultimii doi, la fel cum ultimii doi au fost extrași la grupa cu superputeri și o să aflăm câștigătorul data viitoare, la versusul viitor. Acum votați argumente, o să extrag imediat arena și unde se luptă King Leonidas și John Wick și după aia intrăm în semifinale. Da? La grupa cu superputeri care vine următorul acum, o să vedem câștigătorul ultimul din sferturi și o să aleg semifinalele. Deci hai să vedem unde se luptă Leonidas și John Wick. Leonidas a fost printre primii extrași, dacă nu primul din grupa fără super puteri. Ori 2. Ok, deci da, avem un pic mai multe șanse pentru Leonidas. Are iar un mic avantaj. Clar nu-i dăm lui John Wick ori 2. Îi dăm ăluia care, să fie mai echilibrată lupta. Nu știu cât de multe șanse ar avea, pentru că John Wick are pistoale, are și cuțite și se poate folosi de orice, că e un asasin antrenat incredibil. King Leonidas, foarte antrenat și el, dar cu sabie, scut, suliță, nu știu ce. Sunt doi, da, pur și simplu. Puteți să alegeți ce scenariu doriți, în sensul de arenă, dar sunt puși acolo, n-au timp de pregătire un an. Sunt puși acolo, nu neapărat unul în fața celuilalt sau ceva de genul ăsta, nu, putem să-i punem în oraș, putem să-i punem în... Și sunt doi din aia versus un John Wick. Deci argumente, scenarii, voturi până data viitoare, când intrăm în semifinale la grupa cu superputeri. Vizionare foarte plăcută, pupa, da, pa, da, pa, da, pa.